Lenea și Prostia. Au fost odată două surori, Lenea și Prostia. Nimic nu le plăcea din tot ce merită prețuit pe lume. Nici bucuria cea simplă, nici frumusețea cea armonioasă, nici respectul cel cuvincios, nici munca cea plină de modestie. Nici una, nici alta. Ba, împotriva muncii, erau atât de înverșunate, încât îi puseră gând rău. Dar unde și cum s-o alunge? Munca era pretutindeni. Oriunde era nevoie, ea întindea grabnic o mână de ajutor, fie naturii, fie oamenilor. Nu era loc sub soare pe care să nu-l poată preface, într-un colțișor de rai, cum Lenea nu a ajuns să vadă vreodată, iar Prostia nici măcar nu și l-a imaginat. Și, fiindcă nu se pricepeau deloc să ticluiască un plan, cele două surori, răuvoitoare, alergară la viclenie. Surată, am dorit să ne ajuți cât se poate de repede să scăpăm de această pacoste. Care pacoste, dragilor? Munca, răspunseră Lenea și Prostia într-un singur glas. Munca? Râse viclenia. Cum așa? Dar ce rău vă poate face vouă munca? Ori sunteți proaste amândouă, ori vă e prea lene să vă gândiți la foloasele pe care le trageți fiecare de pe urma ei. Dar fie, o să vă ajut, în schimbul unei frumușele sume de bani. Bani? De unde bani? Noi nu avem niciun ban. Noi nu producem nimic. Nu e treaba mea. Vă descurcați voi cumva, răspunse viclenia, cunoscându-le bine pe amândouă. Cu niciun chip nu le-ar fi făcut un serviciu înainte de a-și vedea plata. Tu ești cea vicleană. Tu să ne înveți cum să facem rost de bănuți fără niciun efort, îndrăzni Lenea. Da, da, tu să ne ajuți să avem bani dacă vrei să ți dăm, zise Prostia mândră de ea. Minunându-se de atâta obrăsnicie, viclenia găsi de cuvință că e mai bine să le servească o lecție celor două decât să-i facă muncii de petrecanie. Bine, uite cum faceți. Vă duceți pe rând la muncă acasă și când vedeți că se odihnește nițeluș, Lenia îi va spune așa. Vai, cât de multe lucruri ai mai putea face! Dar tu nu știi să visezi ca mine. Tu te mulțumești cu cât reușești să înfăptești azi, dar visarea îți dă aripi. Într-o zi vei putea realiza câte nici nu gândești. Întrăsnește, aruncă iute uneltele și lasă-ți mintea să zboare. Ea te va conduce către cele mai înalte și mai nobile realizări, către cele mai frumoase câștiguri. Apoi viclenia se întoarse către Prostie, învățând-o cum să grăiască. O, muncă, nu te-ai plictisit încă. Nu vezi că totul e în zadar? Ce faci azi, mâine se strică. Ce crești azi, mâine moare. Totul e inutil. Și mereu la fel. Nici măcar nu ești răsplătită pentru cât de mare ți este efortul. Ai putea avea mai mult, mai ușor și mai repede dacă i-ai pune ca mine pe cei proști să muncească. La îndemnul vicleniei, cele două surori, mulțumite foarte de lecția învățată, se duseră la muncă să o aplice. Însă munca, în timpul ei de odihnă, după atâta osteneală, a țipit de-a binelea, timp în care Lenea crezu că visează la cele zise de ea, iar după ce se trezi, fu așa de prinsă în socotelile și rosturile treburilor ei, încât Prostia crezu că meditează la înțeleptele-i sfaturi. Dar când se apucă de lucru, avură ele un junghi în inimă. Căci, iată, sosise vremea ca munca să culeagă roadele faptelor, să-și ia plata pentru nădejde și să o împartă tuturor cu folos. Obișnuite să-i întoarcă spatele și să nu recunoască în ruptul capului că au greșit, mândrele surori nu primiră din darurile muncii nimic. Cât despre viclenie, nu a fost răsplătită nici până astăzi de cele două, cu altceva decât cu vorbe grele, pe care oricum nu a pus niciun preț.